Foarte dragi prieteni, eu sunt Dodo și astăzi voi face o călătorie cu trenul. Este dimineață, în jur de 5:30. Merg la gară și am un tren la Nimereală ca să filmez. Să vedem cum arată la gară, cum arată în tren. De ce nu? O mică excursie. O mică excursie cu trenul. Așa că... De mișto arată gara. Sala de așteptare, cât de frumos s-au făcut. Și în sfârșit sunt în tren. Știți cum arată gara? Extraordinar de frumoasă. Este o gară nouă. Și liniile le-au făcut tot. Compartimentul. Destul de frumos în tren. Avem și oglinzi. Scaunele sunt mai murdare. Dar în rest, curățenia, așa și așa. Vreau să vedem dacă avem întârziere sau ceva de genul. Adică, cum pleacă și cum arată. Cum pleacă, la ce oră ajungem. Sunt curios dacă are întârziere, cum avea mai de mult pe vremuri. O să vedem. În orice caz, până acum este ok, totul e în regulă. Ne mai vedem pe parcursul drumului. Sunt singur în compartiment. Trenul cred că trebuia să plece. Nu cred, sigur trebuia să plece. Deci deja avem o întârziere. Aoleu, mâine nenemă, ce ne facem? O să ajungem prea târziu. Și dacă când ajungem, atunci ajungem. Și așa trebuie să văd când am înapoi. Așa că mai vedem pe parcurs. Ce avem de dat? Ce avem de înfruntat? Când mergem cu trenul. Când mergem cu trenul, tot e o surpriză. Știți cum face trenul? Pe unde m-a învățat bunica mea când era mic. Așa face trenul. Te duc, te aduc. Te duc, te aduc. Te duc, te duc, te duc, te duc, te duc, te duc, te aduc. 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 Așa face trenul. Așa m-a învățat bunica mea. Unde liniile se îmbină și roata, fiind fier pe fier, face o gălăgie. Se aude așa. Tudum. Tudum, tudum. Tudum, 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 tudum. Știți? Și de acolo vine chestia aia. Te duc, te aduc. Te duc, te aduc. Și tot așa mai departe, cum v-am spus-o mai înainte. Așa că, dragii mei, ați învățat și cum cântă trenul. Oare chiar așa? Chiar așa. Când mergeți cu trenul, ia să vedeți. Asta în caz că nu sunt liniile noi. Dacă sunt liniile noi, știu cum mai face. În sfârșit am reușit să plecăm. S-a mișcat trenul din loc. Am plecat, ce bine. Oricum, e cu întârziere plecarea. Undeva la 15 minute întârziere. Înseamnă că voi ajunge. Asta este ce să facem. Trebuie să ne conformăm. Suntem la Gioro. Depărtarea pe flacul Gioro. O zonă foarte, foarte frumoasă în care se vede Mureșul. Partea asta este să vină cu o chestie foarte, foarte tare. Am ajuns, am coborât în Radna. Deci în partea asta, în spatele meu, se află Radna. Radna, nu știu, este un orășel, ce-o fi, nu știu, o localitate. În partea asta, la altă, peste liniile de tren, avem un pod. Și dincolo, pe partea cealaltă, este Lipova. Ce interesant. Da. Avem Lipova. Practic, între aceste două localități se află și Mureșul. Aveți poză în imagine. Așa că, dragii mei, da, am trecut podul. Am ajuns în Lipova
avem alt pod peste Mureș. Așa că, dragii mei, cam asta a fost. Voi vizita un pic orășelul, probabil voi mai face câteva poze și am să vi le atașez. Am să vi le pun să vedeți și voi. Nu știu, câteva chestii interesante pe care le are acest oraș. Trec podul peste Mureș. Un pod pe care văd că nu mai circulă mașini, este blocat. Probabil este foarte, foarte vechi și asta e. Așa că, dragii mei, până data viitoare, v-am pupat. Pa, pa, și nu uitați să dai un like.